Bună ziua! Am considerat că este potrivit să organizăm această conferință de presă pentru a transmite câteva mesaje de interes public. Este vorba de două subiecte pe care aș vrea să le abordăm. Primul dintre ele se referă la organizarea alegerilor locale pentru alegerea autorităților publice locale care va avea loc pe data de 27 septembrie, iar cel de-al doilea subiect pe care noi la instituția prefectului îl considerăm de interes este cel legat de situația cazurilor provocate de infectările cu coronavirus. În legătură cu primul subiect, cu privire la organizarea alegerilor care vor avea loc pe data de 27 septembrie. Suntem la nivelul județului Bacău în grafic cu toate pregătirile care trebuiau făcute până la această dată conform calendarului. În principiu, Biroul Electoral Județean are acum ca și sediu sala mare din cadrul Palatului Administrativ. A fost o măsură pe care noi am luat-o împreună cu conducerea Biroului Electoral Județean pentru a preîntâmpina răspândirea cazurilor de COVID și pentru a asigura condițiile potrivite pentru desfășurarea procesului electoral în condiții de maximă siguranță sanitară. De asemenea, s-au făcut instruirile cu primarii și cu secretarii unităților administrative teritoriale din județul Bacău. De asemenea, la momentul de față, suntem în faza de avizare și de stabilire a numărului de informaticieni și probabil, începând cu ziua de mâine, va începe procesul de distribuire a tabletelor de către Serviciul de Transmisiuni Speciale. În ceea ce privește legislația, fie că este vorba de legislația care reglementează ca și nivel general tot ceea ce înseamnă proces electoral, fie anumite prevederi pe care le stabilește Biroul Electoral Județean sau Biroul Electoral Central, toate aceste amănunte și acte normative sunt făcute disponibile pentru toți cetățenii, pentru toate persoanele interesate, pe site-ul web al instituției prefectului din județul Bacău. De asemenea, așteptăm să ni se facă precizări în legătură cu bugetul pe care îl vom avea pentru secțiile de votare și, de asemenea, avem acum în pregătire stabilirea ordinii pe buletinele de vot, care va fi definitivată până la sfârșitul acestei săptămâni. După cum știți, pe data de 24 august au rămas definitive tot ceea ce înseamnă candidaturi și, prin urmare, de-abia de atunci încolo se putea organiza acest procedeu de extragerea ordinii pe buletinele de vot. Cam atât deocamdată cu subiectul legat de alegeri. În ceea ce privește partea de COVID, este o situație mai amplă, este într-o continuă dinamică și, prin urmare, datele pe care noi le avem sunt cele colectate în ultimele ore. Ca și fapt general, putem spune că avem vești bune, atât la nivel național cât și la nivelul județului Bacău. Situația raportării noilor infectări este pe un trend descendent. A fost acum două săptămâni o perioadă de stabilizare și începând de săptămâna trecută, numărul de infectări zilnice a început să scadă. La momentul de față, ca și ultimă informație, numărul de cazuri confirmate până acum, astăzi, 25 august, este 29. Ieri a fost 42, iar în urmă cu două zile, deci pe data de 23, a fost 58. Deci se constată o scădere destul de semnificativă. De asemenea, în ceea ce privește numărul de persoane infectate cu COVID și internate, avem 301, număr de persoane considerate vindecate 1267 și probe recoltate 141. Și aici aș vrea să dezbatem un pic chestiunea, pentru că nu este niciun fel de, să spunem, conspirație sau mai știu eu ce altceva, pur și simplu acestea au fost solicitările care s-au făcut pentru recoltare. Dacă vă interesează, vă pot arăta că a fost vorba de o dinamică. Pe data de 19 august, numărul de probe recoltate a fost de 303 și după aceea, pe data de 20, 318. Pe data de 21 am cunoscut un vârf, s-a ajuns până la 376 de probe. După aceea a scăzut numărul la 261, ieri, pe data de 23 au fost 140 și pe data de 24, 141 de probe. Deci este o situație care poate varia de la zi la zi în funcție de solicitările și de tot ceea ce se primește la serviciul de urgență și la serviciile de recoltare. În ceea ce privește numărul deceselor,
Aici iar avem o situație care variază de la o zi la alta. Ca să vă faceți o idee, am avut 3 zile, 19, 20 și 21, în care nu a mai murit nimeni, dar au fost raportate 122 de decese. După aceea, din nefericire, s-a ajuns la 130, deci a fost un salt de 8 decese într-o singură zi. Pe urmă, pe data de 23 s-a mai adăugat încă o persoană, iar pe data de 24 au mai fost încă 2 decese. Deci, ieri, la 24 august, era raportat un număr de 133 de decese pentru județul Bacău. Chestiunea este, v-am spus, într-o continuă dinamică. În ceea ce privește situația paturilor și a ceea ce înseamnă persoane carantinate, vă pot da și cu privire la acest subiect câteva date. Avem pentru județul Bacău până acum emise 2006 număr de decizii de carantină, număr de persoane izolate în unitățile sanitare 870 și număr de persoane izolate la domiciliu sau la o locație declarată 521. De asemenea, avem la nivelul județului Bacău 9 focare, 3 sunt la agenți economici din Onești, Comănești și Bacău și 6 la centre rezidențiale. După cum știți, un focar este declarat în momentul în care se constată 5 cazuri de infectări în aceeași comunitate și dacă timp de o perioadă de 14 zile nu mai apare niciun caz nou, focarul poate fi închis. Dacă între timp se mai înregistrează infectări, atunci focarul este în continuare declarat activ și va fi ținut sub observație până când timp de 14 zile nu va mai apărea niciun caz nou. Cu privire la situația paturilor de la terapie intensivă, și aici suntem cumva acoperiți, în sensul că este o situație cu un dinamism foarte, foarte ridicat. Ca să vă faceți o idee, ieri la ora 18, când am avut ultimele date, erau din totalul de 16 paturi, este vorba de 8 la Spitalul Județean și 8 la Spitalul de Suport de la Onești, mai erau libere 3, unul la Bacău și 2 la Onești. Probabil în parcursul zilei de astăzi sau în parcursul nopții s-au mai modificat aceste date în funcție de ceea ce constată medicii în actul lor terapeutic. Dacă mai sunt alte întrebări, eu vă stau la dispoziție. Spuneți-mi, dacă știți cumva cele două etaje celebre devenite într-o perioadă când n-ar fi trebuit să devină celebre, tot altcumva, ar putea fi date în funcție, adică să se preia din sarcină pe care acum o suportă cele două spitale, da. Da, pentru că vă zic, soția mea lucrează acolo și știu cam care e presiunea. Ieri, săptămâna trecută, am avut o videoconferință la care a participat domnul premier Victor Orban și tot ceea ce înseamnă personal implicat la cel mai înalt nivel în această situație. A fost vorba de domnul ministru de interne Marcel Vela, domnul Raed Arafat, cu reprezentanți de la Ministerul Sănătății, iar după ce ni s-a explicat situația, am discutat și la nivel de județ. Și dacă țin bine minte, doamna director medical al Spitalului Județean de Urgență, doamna Raluca Dinu, mi-a zis că... Poftim? Doamna... Mi-a zis că, din punct de vedere al preluării acestui obiectiv, mai durează puțin, deci avem toate avizele la momentul de față, adică și DSP-ul și pompierii și-au exprimat punctul de vedere, se poate intra în facilitatea respectivă. Acum, rămăsese de rezolvat o chestiune legată de anumite motorașe care să asigure tot ceea ce înseamnă siguranța la incendiu, care trebuiau să deschidă niște geamuri în cazul în care s-ar fi produs un eveniment nedorit de această factură și după aceea pune totul în sarcina medicilor care au intrat, au interacționat cu aparatura pe care o au la dispoziție și dumnea ei a avansat ca o dată probabilă pentru intrarea în această amenajare undeva în jurul datei de 1 septembrie. De asemenea, trebuie să vă spun că ei trebuie să se coreleze, medicii de la Spitalul Județean și cu cei de la ambulanță, pentru transferul pacienților pe etajul 5, acolo unde este destinată pentru terapia intensivă toată activitatea care se va desfășura în această amenajare.
De asemenea, la etajul 4 sunt programate spații pentru pacienții cu stare medie. Și cam aici suntem la momentul de față. În ceea ce privește situația de moment, eu sunt cumva liniștit pentru că am primit informații de la DSP, avem cam 85% ocupare. La momentul de față, da, pe COVID. Deci am avea un buffer de 15% în ceea ce privește spațiile de tratament pentru eventualele infecții și ținând cont de faptul că suntem pe un trend descendent, eu zic că la momentul de față mai putem rezista până când se dă în folosință și această amenajare. Vedeți o întrebare experimentală sau complementară. Da, păi cu colegii. Sună frumos, știu că arată bine acolo și etajul 3 și etajul 4. Nu, etajul 4 și 5, etajul 3 nu este, da. Despre asta și parterul, da. Cu ce oameni faceți, pentru că nu sunt oameni? Bun, s-a discutat chestiunea aceasta și am dezbătut-o și săptămâna trecută. Este vorba de medicii de la Spitalul Județean. Ei vor veni și vor asigura acolo asistența medicală. Între timp, tot ceea ce a însemnat necesar pentru personal medical, avem și ni s-a transmis și de către domnul Arafat, am făcut deja solicitări prin Centrul Județean, și vom primi în cel mai scurt timp amănunte. Acum este și o perioadă în care rezidenții din ultimul an au o perioadă de examen. Trebuie să-și țină examenul final. Ei au fost folosiți în această perioadă și ne-au ajutat. Avem la Bacău două astfel de persoane. Și după aceea mai contăm și pe rezidenții care intră în ultimul an. Deci avem deja două persoane care sunt rezidenți în ultimul an și ar mai trebui să mai vină și alții. Am vorbit la Spitalul Județean și mi s-a spus că din punct de vedere al atractivității pentru noile cadre medicale, Bacăul are îndeplinite foarte multe condiții, li se oferă un apartament și alte facilități și din această cauză probabil suntem printre primele lor preferințe atunci când rezidenții vor trebui să-și opteze pentru a veni să lucreze. Da. Iertați-mă, dar nu medicii fac treaba acolo. Este vorba de asistente medicale, de asistenți medicali. Ei, și cu... aici dacă aveți persoana. Deci și cu privire la acest lucru, și cu privire la acest lucru, ni s-a comunicat, domnul Raed Arafat a zis că la nivelul Ministerului și al celui de interne și al celui al sănătății se lucrează la diverse scenarii, se poate merge până și la 800 sau 700 de persoane care ar putea să fie deodată în terapie intensivă, deci se lucrează și se pot detașa persoane care au calificare medicală din diverse domenii de activitate, fie de la cabinete școlare, fie de la cabinete ale unor agenți economici și așa mai departe. Deci se lucrează la chestiunea asta. La momentul de față nu avem încă o problemă în acest moment. Mai mult decât atât, chiar dacă vor apărea niște situații nedorite, noi zicem că suntem pregătiți să le facem față. Adică nu suntem chiar visători. Detașări se fac și acum, doar că acolo trebuie să ajungă doar cei care sunt specializați pe domeniul ăsta al virusologiei. Adică nu poți lua unul de la un cabinet. Păi nu, dumneavoastră mi-a zis despre asistenți medicali. Da, despre asta. Da? Avem asistenți medicali care probabil vor fi instruiți atunci când va fi nevoie. La momentul de față, cum am spus, nu avem o problemă. Sau cel puțin eu nu am cunoștință să fie o problemă. Dacă dumneavoastră ziceți că este, nu, oficial, nu pe canale neoficiale. Da? Deci am discutat cu directorul medical. Nu mi-a raportat așa ceva. Stați un pic, ați epuizat deocamdată? Nu, dar... Bun, ok, bun. Vă ascult. Vă ascult. Dacă aveți informații despre deschiderea brațului de vest centrului și doi, nu știu la vinte în alte vitele noastre, dacă credeți că învățământul Bagovan este pregătit. Ok. Da. Deci cu privire la prima întrebare, avem și la nivelul instituției prefectului astfel de informații privind brațul de vest al centurii. Este vorba de cei 7,2 km în regim de drum național, asta înseamnă o lățime de 10 metri al stratului asfaltic și la momentul de față este în avizare toată lucrarea, deci mă refer la brațul de vestic,
la Brațul de Vest, este în avizare la nivelul CNAIR, este vorba de avizele pentru mediu, săptămâna asta se vor finaliza. După aceea va urma o altă procedură care se referă la avizarea unor zone de expropiere extinsă. După aceea va fi faza de prerecepție. Deși acum 3 săptămâni a fost o comisie care s-a ocupat de chestiunea asta, adică a luat pas cu pas fiecare metru de asfalt și sperăm să fie considerată împlinită această procedură și după aceea urmează recepția propriu-zisă. După ce se face recepția propriu-zisă și totul este în regulă, după aceea se va putea da în folosință. La momentul de față s-au făcut mai multe estimări și nu aș vrea să intru într-un astfel de dialog, pentru că nu depinde de noi, de la instituția prefectului. Noi am făcut tot felul de demersuri pe care puteam să le facem și la momentul de față aici suntem. Deci vom continua și vom fi prezenți acolo ca să știm exact cum se întâmplă toate etapele astea. Dar nu știți măcar zile, ore? Nu vreau să lansez încă un termen. Știu că ar fi foarte potrivit. Este un calcul pe care l-a făcut dumnealui. Eu nu vreau să fac un astfel de calcul și din cauza asta nu pot să emit la momentul de față niciun termen. Până la această dată, cât la sută este din proiect? Deci când am vorbit cu constructorul ieri după amiază, mi s-a zis că peste 70%. Deci vorbim de cei 7,2 km pe partea de vest și mai avem restul până la 32 de km, deci aproximativ 25 de km pe partea de est. Acolo avem 16 km în regim de autostradă, deci este vorba de o bandă de 24 de metri lățime și mai avem restul, aproximativ 9 km, după calculele mele, cu lățime de 10 metri. Și la nivelul lunii septembrie vor fi, să spunem, depășite două, așa aș propune constructorul, două elemente importante, este vorba de două pasarele și acestea vor fi peste canalul lui Hidroelectrica. Și după aceea, iar se presupune că se intră cumva în linie dreaptă, deși la nivelul activității pe care o desfășoară, fiecare lună este una de foc. Termenul pe care ei personal și l-au luat, este ca să termine acest obiectiv, deci în totalitatea lui, până la sfârșitul anului. Singurii factori care, în opinia lor, ar putea să împiedice chestiunea asta, sunt, normal, cei legați de vreme și eventuale alte chestiuni care pot apărea, nu vreau să le emit acum, ele sunt avute în vedere și sperăm să nu apară. E altă discuție, dar nu astea sunt factorii. Sunt datorii față de constructor? Nu am informații de genul acesta. Și nici nu mi s-a spus, nu mi s-a dat de înțeles că ar putea fi așa ceva. Despre învățământ? Așa, despre învățământ am fost chiar ieri la nivelul inspectoratului școlar din județul Bacău, am discutat. La momentul de față, scenariul pe care ei merg este cel în care toate școlile vor începe cu elevii prezenți în bancă. De asemenea, în momentul în care există spații în care nu se poate asigura distanțarea fizică între elevi, școlile vor trebui să ia măsuri suplimentare de separare a elevilor în așa fel încât să diminueze riscul de infectare. Și deocamdată se așteaptă ca până la sfârșitul săptămânii acesteia să apară un ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației care să vină cu reglementări suplimentare. Tot ceea ce ține de procesul didactic despre care s-a auzit până acum în presă, în spațiul public, vreau să vă spun că este la nivel de consultare. Acele norme despre care s-a știut până acum, că până pe data de 7 septembrie așteptăm să vedem cum evoluează situația cazurilor de infectare cu COVID și pe data de 7 decembrie în funcție de ce raportează Direcția de Sănătate Publică se transmite la inspectorat, după aceea la nivelul fiecărei școli și așa mai departe, rămân în consultare publică și la momentul de față nu putem estima forma finală pe care o va lua actul normativ respectiv. Deci așteptăm. Domnule prefect, stați că a ridicat, vă rog. Eu stau. Da, vă rog. Două întrebări. Eu nu văd aici. Da, nu-i problem. Am luat-o așa, ca să fie. Sunt mai bine de 3 luni de când a fost amplasat în pasalitea spitalul de campanie, militar de campanie. Un spital în care guvernul a investit 2 milioane de euro.
El nu a fost recepționat nici în prezent. Dumneavoastră ați stat în instituția prefectură, a dat un comunicat motivând că sunt anumite inadvertențe în ce privește datele pe care le-a transmis furnizorul, celebra Unifarm, și în realitate între o altă cauză ar fi că tot celebra Unifarm nu a respectat niște prevederi din caietul de sarcini. Vă rog să ne spuneți în ce constau aceste inadvertențe, în ce constau acele prevederi nerespectate de Unifarm și la ora actuală, pentru că vorbim de această pandemie în care numărăm paturile și secțiile, când, dar concret, când va putea fi recepționată această unitate modulară și ce personal, cu ce personal va fi deservit. O a doua întrebare este dacă aveți cunoștință de laboratoarele în care se execută aceste analize RT-PCR, mai concret despre un laborator amplasat în comuna Gârleni, într-o construcție, într-o clădire în construcție, pe panoul de identificare de la limita de proprietăți, spune clar că ea va fi recepționată la 7 octombrie 2020. Acolo am înțeles că se procesează 600-700 de probe pe zi. Deci, dacă aveți cunoștință de acest laborator din Gârleni, care cică este agrementat de Ministerul Sănătății, dar noi ne punem întrebarea cum a obținut un asemenea agrement de la Ministerul Sănătății, în condițiile în care clădirea nu este recepționată, nu are rol fiscal, nu este înregistrată la primărie. Iar acolo, într-adevăr, este șantier. Noi avem imagini și fotografii. Bun. Haideți să începem cu prima întrebare, cea cu spitalul de campanie de la Bazaletea. Acest spital, la momentul de față, este al Unifarmului, datorită faptului că în momentul în care s-a organizat recepția, s-au constatat, așa cum ați spus dumneavoastră, de către comisie, niște inadvertențe. O parte din acele inadvertențe se refereau la o anumită perioadă în care trebuiau, sau la o anumită vechime pe care trebuiau să aibă componentele sau unele dintre componentele acelei facilități medicale. Prin urmare, s-a respins recepția la momentul respectiv. Astăzi dimineața am vorbit la București, este vorba de unitatea unde, care este condusă de doctorul Raed Arafat și mi s-a spus că această procedură de avizare este reluată. Deci se vor purta discuții între cele două componente, este vorba de Unifarm și IGSU, și ei trebuie să ajungă la o înțelegere. Acum, nu vă pot spune când va fi cu adevărat operațional acest spital, pentru că toată chestiunea este la București, la momentul de față. Eu o să fiu cel care se va duce și este direct interesat să ajungă la factorii de decizie de la nivel central pentru a vedea exact cum stau lucrurile și chiar am stabilit niște întâlniri în acest sens și la momentul la care voi avea informații certe, eu o să vi le comunic. La momentul de față nu vreau să fac, să avansez niște termene, nu vreau să spun nimic pentru că, v-am spus, nu este în controlul instituției prefectului o astfel de situație. Și prin urmare trebuie doar să mergem, să insistăm la momentul de față. Asta este ceea ce trebuie eu să fac, deci, din punctul meu de vedere. Furnizorul nu-și respectă clauzele din contract, primește 2 milioane de euro din banii contribuabilului și IGSU trebuie să cadă la o înțelegere cu furnizorul acum. Nu, asta este interpretarea dumneavoastră. Eu știu doar atât. A fost o comisie de recepție care a refuzat recepția la momentul respectiv a obiectivului. Deci asta nu înseamnă că s-a întrerupt sau că eu știu ce s-a întâmplat. Ceea ce a zis dumneavoastră este o concluzie personală pe care eu nu o împărtășesc la momentul de față. Eu vă înțeleg perfect, dar la momentul de față atât vă pot spune. Dar erau învechite ceva? Păi asta a fost una dintre constatările comisiei, că o anumită parte a componentelor nu au respectat criteriile de vechime. Și asta răspundere pentru faptul că a furnizat niște echipamente învechite și din garanție, nu este tras nimeni la răspundere? Nu este... 2 milioane de euro... Păi nu, ideea este în felul următor. Dumneavoastră aveți informația asta de 2 milioane de euro. Eu nu o am la momentul de față. Deci, la momentul de față, eu nu o am. Da? Poate să fie 2 milioane de euro, poate să fie mai puțin, poate să nu fie. Probabil dacă
contractul s-a reziliat, eu nu pot să vă spun la momentul de față. Eu ceea ce vă pot spune este că am luat personal legătura, urmează să mă duc, să mă informez exact și să vedem exact care este situația în prezent. Ceea ce vă pot spune este că se intenționează să se operaționalizeze această facilitate medicală. Și mai mult decât atât, noi la nivelul județului Bacău suntem foarte interesați pentru acest lucru. Deci asta este ceea ce vă pot spune eu la momentul de față. Referitor la a doua întrebare. La a doua întrebare cu laboratoarele. Într-adevăr, sunt trei laboratoare la nivelul județului Bacău. Unul este la spitalul de la Spitalul Județean, unul la Spitalul Sport de la Onești și unul, într-adevăr, așa cum a spus dumneavoastră, este amplasat în comuna Gârleni. Dar eu, din câte știu, sediul este la Hemeiuș. Da, da. Bun. Acum, tot ceea ce ziceți dumneavoastră, că este neconform, că nu este recepționat, la momentul de față nu este în atribuțiile mele să verific. El a intrat într-o procedură de verificare la nivelul Ministerului Sănătății, a fost verificată de către mai multe comisii, a trecut prin mai multe filtre. Perioada în care el a fost verificat a fost una care a corespuns cu perioada stării de urgență și după aceea perioada stării de alertă. Ideea este că la momentul de față el este operațional și din punct de vedere medical sunt îndeplinite toate condițiile. Ca să vă dau încă un element, el face, acel laborator, face într-adevăr 6-700 de probe în 24 de ore și este laboratorul cu care colaborează direct Direcția de Sănătate Publică. Deci tot ceea ce este luat prin, să spunem, serviciul de ambulanță ca și probe de la cei care sunt suspectați că ar putea fi infectați de coronavirus, se duce prin DSP direct acolo și sunt acele probe lucrate. Pot să vă asigur că personalul care lucrează acolo, din câte știu eu, este un personal înalt calificat, condițiile de igienă sunt cele care trebuie să fie, deci nu se putea face rabat de la ele, iar dacă, eu știu, în afara clădirii respective există un șantier sau altceva, atunci asta este, dar facilitatea medicală în care sunt analizate și lucrate probele nu are niciun fel de probleme din punct de vedere medical. Avem documente și avize care atestă acest lucru. Și nu vreau să rețin timpul, dar dacă vreau să deschid un magazin și vreau să obțin autorizație de funcționare de la primărie, îmi trebuie toate documentele, inclusiv act de proprietate, contract de închiriere. Acolo o să înțeleg de la dumneavoastră că specialiștii Ministerului Sănătății au dat un aviz pe șantier, fără să țină cont că această clădire nu este respectată, nu este înregistrată la primărie și nu are rol fiscal, cum s-a spus. Din nou, este concluzia pe care o trageți dumneavoastră. Eu, la nivelul instituției prefectului, am la momentul acesta niște avize care au fost eliberate de Ministerul Sănătății, deci nu de un organism intermediar, da? Deci de organismul cel mai important. Și acest minister a spus că acel laborator este perfect corespunzător din punct de vedere al condițiilor medicale pe care ei le au la momentul de față. Deci v-am spus, este o concluzie pe care dumneavoastră a tras-o cu privire la magazin. Ministerul Sănătății poate aviza un laborator care este în construcție. Asta nu ne spune. Bun. Concluzia. Păi atunci întrebarea pe care dumneavoastră încercați să mi-o adresați mie, cred că ar trebui adresată lor. Cui? Celor de la Ministerul Sănătății care au dat avizele. La momentul de față, noi mergem pe tot ceea ce ne-au avizat ei. După cum știți... Nu. Ministerul Sănătății a dat avizele. Deci tot ceea ce s-a făcut... Am încercat să filmăm și am crezut că suntem la centrala tumorii de la Cernavodă. Domnule prefect, da. Cu care s-a discutat acum, o întrebare și, dacă o să-mi permiteți, o constatare la sfârșit, care nu are legătură cu temele conferinței de presă. Deci, completare. Nu înțeleg de ce Direcția de Sănătate Publică, care are un spațiu imens, postul Sanepid este aproape gol acolo, n-a putut să instaleze acest, sau să închirieze pentru cel care l-a dorit, acest laborator și a trebuit să se ducă la undeva la Gârleni, undeva excentrică în județul Bacău. Dacă era undeva pe centru, erau explicați. Direcția Sănătate Publică are spații suficiente pentru la Bacău. Asta e completat. Întrebarea. Cum vă gândiți să fie informată presa în timpul alegerilor legat și chiar înainte, în campanie electorală, legat de procesul de alegeri. Vor fi probleme foarte mari de informare a presii în acea zi.
pentru că au fost, erau probleme și colegii știu, chiar atunci când nu era COVID-ul ăsta, când nu era pandemia. Acum, cum vă gândiți dumneavoastră ca presa să fie informată în zile premergătoare și mai ales în ziua azi? Din punctul meu de vedere, ca să începem cu ultimul aspect, există mai multe paliere. În ceea ce privește instituția prefectului, noi suntem în primul rând răspunzători de bunul mers al organizării acestor alegeri și atunci toate informațiile care vor fi solicitate pe această cale o să vă fie transmise în timp util. Mai mult decât atât, în ceea ce privește alte amănunte, fiecare birou electoral județean își desemnează un purtător de cuvânt care vă va informa pe dumneavoastră. Deci tot ceea ce ține de candidați, sunt valizi, nu sunt valizi, trebuie să luați legătura cu ei. Și iar în ceea ce privește, eu știu, tot ceea ce ține de infracțiuni, de a avea asemenea, după cum... Există, suntem, deci suntem două instituții diferite. Instituția prefectului și biroul electoral județean. Probabil, ei vor lua legătura cu dumneavoastră în momentul în care vor considera. Eu o să transmit domnului președinte Asene, da, doleanța dumneavoastră, dar din punct de vedere organizator, suntem două instituții total diferite și nu pot să vorbesc în numele altcuiva. Știți foarte bine, era rugămintea, da. Să gândiți ca să facilitați, pentru că... Până păi nu, dar a fost o întrebare. Da. Și urma să vă mai spun și tot ceea ce ține de infracțiuni, contravenții, tot ceea ce se poate întâmpla în perioada respectivă. După cum știți, de-a lungul timpului, Ministerul Afacerilor Interne a constituit o celulă de informare, care din interval orar în interval orar vă informează nu numai pe dumneavoastră, ci pe toată lumea din țara aceasta cu privire la tot ceea ce se întâmplă până la momentul respectiv în care este emis comunicatul. Deci noi zicem că suntem organizați pe partea aceasta și mai rămâne să transmit dorința dumneavoastră și președintului biroului electoral județean. Nu, și dacă îmi permiteți și o constatare care nu are legătură. Ați avut o inițiativă extraordinară să vedeți, să vorbiți despre turismul județului Bacău. Sincer, este mică vă fericit pentru asemenea. Numai că ați început, ați spus clar înaintea voi. Așa. Cred că era foarte interesant de discuta cu noi, cu presa, cam ce, cum vedem noi. Și eu v-aș fi spus, și cu asta mă limitez, sunt multe lucruri de spus, dar mă limitez. V-aș fi informat, de exemplu, că există o strategie a județului Bacău, în care, elaborată de un domn care este astăzi europarlamentar USR, care spune că Bacău are, sau este identificat pentru turismul de tran. O strategie pe 20 de ani, parcă țin minte, și care a fost dată acum vreo 6 ani. Când spui din strategie pe viitor că turism de tranzit, că Bacău este turism de tranzit, înseamnă turismul de afaceri, cu oameni care vin aici. Când Bacău are atâtea lucruri și dumneavoastră le știți și chiar mi-a plăcut că ați încercat să identificați. Dar cred că era bine să vă informăm noi și după aceea să discutați cu șefii de instituții, cu, și despre turismul școlar, și despre acest turism de tranzit, care este o pacoste pentru Bacău. Când scrie în strategie, dacă veți duce să obțineți fonduri europene, îmi veți spune, nu, că e turism de tranzit, de ce să faci tu, nu știu ce, știu, trasee deosebite în vestul județului, spre exemplu. Ați vorbit la un moment dat de traseul vinului în județul Bacău. Da. Țin să vă spun că nu mai există vin în județul Bacău, că putem însă vorbi, și bă, noi v-am informat și v-am fi sugerat, spre exemplu, că există o zonă a Bacăului, jumătate din Bacău, din zona județului Bacău, care nu are nicio pensiune. În partea opusă râului Siret, de Bacău, nu există nicio pensiune. Zona este minunată. Și poate că am fi găsit discuțiile, informându-o despre asta, dumneavoastră ați putut găsi cu partenerii dumneavoastră discuții, inclusiv cu acel oficial care a venit de la București, niște direcții absolut deosebite, mai ales că se face un drum acolo național între județele Bacău și Neamț. Deci există deschidere. Noi v-am fi informat. Dacă vin și vă spun doamna de la învățământ că vai de mine ce nenorocirii cu turismul școlar, dacă vă vine nu știu care și care este funcționar și trebuie să răspundă ca funcționar, cred că nu este. Este o sugestie, doar.
Este bine să discutați întâi când puneți o problemă, așa, o chiar o discuție neformală cu presa și după aceea să discutați cu oficialii. Mulțumesc! Bun, haideți să vă dau un pic o replică. Este vorba de o strategie pe care eu am avut-o. Într-adevăr, o mențin. Am considerat că este important să iau pulsul a tot ceea ce s-a făcut până acum la nivelul de autorități publice locale. După cum știți, m-am întâlnit prima dată cu domnul președinte Sorin Brașoveanu, unde spuneți dumneavoastră că s-a realizat acea strategie turistică a județului. După aceea am luat legătura cu primarul, care este primarul municipiului reședință de județ, cu domnul Necula, și după aceea am luat legătura cu primarul Slănicului, care este stațiunea turistică cea mai importantă din județul. Numai un pic. Lăsați să vă explic. Poate că aveți dumneavoastră, nu știu, șansa să obțineți răspunsul dacă mă ascultați până la capăt. Și după aceea m-am întâlnit cu cea mai importantă asociație de unități administrativ-teritoriale, cum OMPESA. De asemenea, m-am mai întâlnit și cu alți factori din turism. Acum, în ceea ce... Deci, ce nu contează? Atenție, că n-am terminat. Păi nu. Păi dacă mă întrerupeți, nu am cum să vă răspund. Bun, asta... Nu mai discutăm. Păi eu prima dată, în calitatea mea de reprezentant al unei instituții a statului român, trebuia să iau legătura cu presa? Da, și aflați lucrurile neformal, chiar informal, era o discuție, pur și simplu o discuție. Păi da, dar ăsta este un punct de vedere al dumneavoastră. Din fericire suntem persoane diferite într-un spațiu democratic și fiecare avem dreptul la opinia lui. Așa am considerat eu potrivit că trebuie să fac. Și am luat legătura după aceea și cu agenții economici mai importanți, care sunt în partea aceasta de segment turistic. Acum, ideea este în felul următor. Am mai transmis la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale o solicitare prin care i-am rugat să ne facă cunoscut 4 elemente. În primul rând, dacă au monumente pe care ele consideră importante din punct de vedere turistic pe teritoriul lor. După aceea, dacă au cunoștință despre personalități care au provenit din comunitățile respective și care sunt de interes pentru tot ceea ce ține de domeniul turistic. De asemenea, dacă au evenimente care au avut loc pe teritoriile lor. Vă dau un exemplu, este vorba de o comuna Uitus, unde au fost bătăliile din primul război mondial, sau Pârgărești, unde a fost bătălia de pe dealul Coșna. Ok. Și după aceea, dacă mai au evenimente pe care ei le-au constituit și pe care vor să le promoveze. Vă dau un exemplu, la Himeiuș este Festivalul Plăcintelor. Toate acestea vor veni la instituția prefectului și după aceea se va face o centralizare. După ce facem această centralizare, am vorbit cu conducătorii de instituții și vor pune pe site-urile lor această informare. Asta este în prima fază. În ceea ce privește presa, era normal ca eu să mă informez și să știu exact unde stăm la momentul de față și după aceea să discut și cu dumneavoastră. Ați zis despre carul înaintea boilor. Dar așa este, asta este considerația dumneavoastră. Eu așa am... Ați vorbit cu cineva despre strategia asta care este aberantă. Este opinia dumneavoastră că este o strategie aberantă. Iar vă spun, asta este considerația dumneavoastră. Eu am vorbit cu domnul președinte Brașoveanu, am vorbit cu... Deci nu sunteți de acord că Bacău poate fi un loc de turism? Este o concluzie pe care dumneavoastră o trageți. Eu nu am spus așa ceva. Deci, în ceea ce mă privește pe mine, Bacăul are foarte multe domenii de turism pe care le poate aborda. Nu se împacă ce spune dumneavoastră cu turismul de trag. Nu știu să vă spun, pentru că la momentul la care această strategie a fost elaborată, instituția prefectului nu a avut niciun fel de cuvânt de spus în această... asta este, iar vă spun, o perspectivă a dumneavoastră. Nu e perspectiva mea. Ziariștii nu sunt purtătorii de cuvânt al propriilor lor, ci propriilor lor sentimente, idei și ale publicului pe care îi reprezintă. Iertați-mă, eu v-am spus că este o constatare. Sigur că nu o să intervenim, dar v-am spus că era corect ca, știind niște lucruri, cu oficialitățile cu care ați discutat, să le puneți în probleme. Nu știe nimeni mai bine
Deci nu știe niciun funcționar mai bine decât un ziarist ceea ce se întâmplă pe teren. Asta am spus. Dacă vreți să luați în considerare, bine. Este, v-am spus, este punctul dumneavoastră de vedere și sunteți total îndreptățit să-l aveți. Nu-i punctul de vedere al colegilor mei ziariști. Sigur, al tuturor ziariștilor. Da, al tuturor, dar sunt ok, bun. Nu sunt reprezentantul lor aici, acum, în clipa asta, bun. Eu știu ce am spus. Bun, atunci este perfect. Este poate că trebuia să spuneți că te președintele UZPR-ului și... Dar nu dau eu funcțiile. Eu am spus-o pe aceea care... Domnul... Nu, dar văd că nu există reacție. Adică, măcar, da, domnule, era foarte interesant și lucrul ăsta. Deci eu v-am transmis, dacă ați fost atent, că după ce mă voi informa de la toate autoritățile publice locale, o să discut și cu dumneavoastră. Nu era normal așa? V-am spus, eu în calitatea mea de conducător al unei instituții publice, eu în calitatea mea de reprezentant al unei instituții publice, consider că era bine să mă informez de la instituțiile publice, în prima fază și după aceea. De la birocrație. Fiecare stat are un aparat birocratic. Sigur, este sigur, important să îl ascultăm și pe el. Dacă ați epuizat spiritul ăsta, da. Aș vrea să revin la alegeri. Vreau să știm, ziariștii, cum vor putea obține acreditări pentru ziua de 27 septembrie, înțelegând că există o prevedere care permite oricui să vină în orice circunscripție, într-o secție de votare, fără a fi nevoie de o acreditare. Oficial, dumneavoastră, cine puteți transmite? Deci, la momentul de față, tot ceea ce ține de informarea pe care o poate face instituția prefectului, procedura de acreditare este cea care o stabilim, care o știți, se face o solicitare la instituția noastră, este analizată de către colegii mei și după aceea se comunică persoanei respective rezultatul. De obicei, am dat acreditări cam tuturor celor care ne-au solicitat. Asta este ceea ce ține de instituția prefectului. Cu privire la celelalte instituții implicate, adică Biroul Electoral Județean și Biroul Electoral de circumscripție, acolo trebuie discutat cu fiecare dintre ei, dar în principiu, așa cum a zis dumneavoastră, probabil nu vor fi niciun fel de impedimente în legătură cu acest lucru. Trebuie probabil să fiți... Da, dar nu vrem să mergem pe probabilități și certitudine. Deci, la, moment, deci, la, deci la, la momentul de față, eu vă pot spune doar ceea ce privește instituția prefectului. Cu privire la celelalte instituții, o să iau legătura cu ele și o să vedem care este procedura și o să vă informăm. Da. Absolut, absolut. Adică mi s-ar părea normal să știți cum stați. Dacă mai sunt alte întrebări. Dacă nu, vă mulțumesc.